Bună, eu sunt Didi de la Cafe & Books și pentru astăzi v-am pregătit un maraton. Așa cum v-am promis, aici aveți evoluția mea pe parcursul săptămânii de vacanță. Pentru că este primul video de acest gen pe care eu îl fac, nu a ieșit exact cum îmi doream, dar o să vă las pe voi să apreciați cum vreți. Acum că am ajuns acasă, am constatat că Ana Karenina e formată de fapt din două volume, fiecare câte 500 de pagini, ceea ce cu mult mai mult decât mă așteptasem, dar mă rog, o să vedem, poate o să reușesc să o termin. Am început-o pentru că m-am gândit că o să-mi ia mai mult decât celelalte și am ajuns la pagina 80. Și ceea ce e interesant e faptul că Ana Karenina abia acum a apărut în carte. Zi de Paști și e foarte, foarte frumos afară, așa că noi am ieșit un pic la iarbă verde, dar evident că mi-am adus și cărțile cu mine. Din cartea cu Sherlock Holmes am reușit să citesc 170 de pagini și din Ana Karenina 160. Îmi doresc să termin cartea asta mâine, cel târziu, ca să mă pot apuca și de celelalte. Cartea cu Sherlock Holmes merge puțin mai greu pentru că acțiunea nu e așa de alertă și eu m-am prins de unele mistere și de aia nu reușește să mă prind așa de tare. În schimb, Ana Karenina m-a prins foarte tare, îmi place foarte mult personajul principal, Ana Karenina, și îmi place și acțiunea și mai ales modul în care e scrisă, te ajută foarte mult să empatizezi cu personajele și să te simți că ești tu acolo în acțiune. E deja joi și eu nu m-am mai filmat în ultimele zile pentru că am avut alte treburi de făcut. Cu toate astea am reușit să termin Sherlock Holmes. Și ce pot să vă spun e că mi-a plăcut mult mai mult povestirile din memoriile lui Sherlock Holmes decât din aventurile. Cu toate astea, ultima povestire nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi se pare că autorul a vrut pur și simplu să termine o dată cu Sherlock Holmes și trebuia să o facă într-un fel, așa că a schițat și el câteva chestii acolo numai ca să aibă un final totul. Am început și să citesc de veche la anul de secară și mai am, cred că mai puțin de 50 de pagini. Momentan îmi place, nu știu, încă trebuie să mă gândesc puțin mai mult la acțiune și să pun lucrurile cap la cap, să văd, adică să-mi formez o părere propriu-zisă. Din Ana Karenina mai reușit să citesc, dar nu tare mult și nu știu dacă o să reușesc să o termin. Momentan vreau să mă concentrez pe celelalte cărți și dacă mai am timp mai citesc câte ceva și din Ana Karenina. Secară și oricum v-am promis o părere mai elaborată. Ideea e că povestea este relatată prin intermediul unui puș de 15 ani și la început mie nu mi-a plăcut deloc de puștiul ăsta, mi se părea extrem de enervant, mi-amintea cumva oarecum de frate meu, dar după ce am ajuns să-l cunosc mai bine și să-l înțeleg mai bine, am reușit să empatizez foarte mult cu el și nu știu, pe alocuri mi era și milă de el. Ideea e că el trece printr-un soi de depresie pentru că nu reușește să-și găsească locul nici măcar în lume, în școală, nu știu, am impresia că nici măcar în familie nu se simte tocmai la locul lui. Și nu pot să zic că am trecut și eu prin experiențele astea, numai că am întâlnit persoane care pe de o parte au trăit lucrurile astea. Și mi se pare că e foarte relatable pentru mulți.
Am văzut că foarte mulți oameni îl critică pe personajul principal, zic că e pur și simplu un adolescent rebel care trebuie să se maturizeze și eu nu sunt tocmai de acord cu chestia asta. Mie mi se pare că exact oamenii ăia poate își împing adolescenții către o cale greșită. Ideea este că atunci când un adolescent se simte inadaptat și prost și ia decizii greșite, mi se pare oarecum imatur să-i spui să se maturizeze, pentru că spunându-i chestia asta, pur și simplu îl împii să facă lucruri mai rele. În loc să-l iei, să stai de vorbă cu el frumos și să-i arăți calea cea bună. Pentru personajul nostru, nu vă pot spune ce se întâmplă, pentru că v-aș da spoilere, dar vă spun că e o carte foarte interesantă și pe mine personal nu m-a plictisit deloc. Vreau să termin și Coraline și vreau să vă spun că sunt absolut fascinată de cartea asta, a fost atât de interesantă și m-a ținut cu sufletul la gură pe fiecare pagină. O recomand foarte mult, în special celor care le place puțin literatura horror, deși e un horror mai blând, așa, pentru că e adaptat pentru copii. În ceea ce privește Ana Karenina, nu cred că o să mai termin acest maraton, pentru că mi se pare o carte mult, mult prea frumoasă ca să mă strădui să o termin. Îmi place foarte mult literatura clasică și mi se pare că literatura clasică trebuie să o citești așa liniștit și calm, fără să te grăbești să o termini. Și cred că e o carte din asta în care citești puțin și după aceea ai nevoie câteva zile de pauză să reflectezi la ce s-a întâmplat și de aia nu cred că e potrivită pentru un maraton. Tocmai ce am ajuns la Cluj am mai reușit să citesc încă 50 de pagini din ultimele 4 lucruri, dar cam asta a fost tot pentru maratonul din vacanța asta. Am reușit să citesc 3 cărți din 5, ceea ce e foarte bine, având în vedere cât de puțin timp am avut de fapt la dispoziție. Sper ca la următoarele maratoane pe care le voi organiza să reușesc să-mi eliberez mai mult timp și să am mai mult timp de citit. Oricum, eu v-am lăsat și ne revedem data viitoare. Pa! Mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce postez. De asemenea, te invit să apeși butonul de like și de share dacă ți-a plăcut acest videoclip. Ai aici conturile mele de Instagram, Facebook și Goodreads. Te aștept și acolo. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre, iar aici ai alte videoclipuri de ale mele în caz că nu le-ai văzut încă.